Ciclul acesta de predici, care va cuprinde trei lecții, răspunde la următoarea întrebare. Ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu? Ce legătură are Dumnezeu cu banii mei? Dacă eu sunt născut din nou, dedicat Domnului, câți bani din banii mei sunt ai lui Dumnezeu? Lecția acestei seri este prima din ciclul celor trei. Ea este introductivă și face două, trei lucruri. În primul rând, creează un cadru pe care putem așeza acest subiect sensibil. Prezintă ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Arată că nu poți fi al lui Dumnezeu timp în care banii mei sunt doar ai mei. Și introduce lecția numărul 2, care va avea loc peste două săptămâni și care se va ocupa în mod concret și direct de finanțe și Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că acest subiect este dificil. Este ocolit de cei mai mulți dintre predicatori. Este neplăcut pentru că tratează o problemă delicată a existenței noastre, la care ținem foarte mult și pe care nu vrem să o conversăm cu nimeni. De ce este nevoie să tratăm acest subiect? În primul rând, pentru că atitudinea noastră față de felul în care ne administrăm banii face dovada identității noastre spirituale. Hristos spunea, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. În al doilea rând, pentru că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție reală și pentru manifestarea intereselor lui Dumnezeu pe pământ între oameni este nevoie de bani. În al treilea rând, pentru că ascultarea de Dumnezeu și mai ales în domeniul financiar este termometrul credincioșiei. Pentru că investiția financiară pe care noi o facem arată interesul nostru. Cu alte cuvinte, câți dintre dumneavoastră merge să faceți investiții în Bangladesh? Nu știu pe nimeni. De ce? Pentru că nu se merită. Dar unde facem noi investiții? În America. De ce? Atunci când noi facem investiții în cer, asta înseamnă că se merită să ne cheltuim banii pentru acolo. E rentabil, e profitabil. Dar dacă noi ne cheltuim toți banii pentru pământ și investim pe toți aici, asta arată că avem gânduri serioase cu pământul ăsta. Dacă nu, cumva ni le încurcă Dumnezeu într-o zi. Timpul pe care noi îl trăim creează anumite crize. Și crizele acestea, pe lângă crize de familie, crize sociale, financiare, naționale, sunt și crize spirituale. Aceste crize spirituale definesc Biserica lui Dumnezeu. Când spun Biserica lui Dumnezeu, mă refer la toate bisericile locale, de pildă Betania și așa mai departe. Biserica lui Dumnezeu e biserica universală, însumând toate bisericile locale. Nu mă refer la adunări, ci mă refer la biserică. Crizele acestea fac ca Biserica lui Dumnezeu la un moment dat să fie pe culmile spiritualității sau în abisurile idolatriei. Mersul Bisericii lui Dumnezeu în istorie este unul sinuos, cu succes și faliment. Într-o parte a globului pământesc, biserica are succes, într-o altă parte a globului pământesc, biserica se duce în jos. O biserică locală poate să aibă un moment de criză, o altă biserică locală poate să treacă prin succes. Într-o biserică locală poate fi pace și în același timp, într-o altă biserică locală poate fi conflict. O biserică locală poate să construiască, o altă biserică locală poate să vândă. De dimineață am fost la Golgota, a fost Maranata, biserica din South, păstorită de fratele Trombițaș. Și acolo a fost unul dintre bărbații care au slujit în bordul de conducere al fostei biserici care a locuit pentru 38 de ani în clădirea pe care tocmai au cumpărat-o fratele Trombițaș.
Și bărbatul acesta cu lacrimi în ochi declara de dimineață: noi, fosta biserică, Green Walk, am stat aici pentru 38 de ani și am construit această biserică. Însă nu am avut capacitatea să ne păstrăm copiii lângă noi și copiii ne-au plecat. Și am rămas bătrâni, bătrâni, bătrâni. Și am murit și ne-am împuținat și am rămas aici o mână de bătrâni, fără copii. N-am știut să ne păstrăm copiii lângă noi și a trebuit să vindem clădirea. Am avut așa o durere în sufletul meu și în clipa aceea, e o vorbă românească, fiecare își pune mâna în cap. M-am gândit: Doamne, Betania, pe ce drum este? Eu și frații mei cu care slujesc acolo, pe ce drum suntem? Va trebui și noi într-o zi să vindem clădirea aceea superbă? Pentru că nu mai avem calitatea și autoritatea spirituală să mergem mai departe, să falimentăm, să ne ducem la fund ca și Titanicul odinioară? Sau vom putea să înfruntăm vânturile veacurilor, războiul lui Satan și în numele Celui care ne este Domn și Mântuitor să avem succes și să mergem înainte spre Canaanul Ceresc? Vom avea calitatea să ne păstrăm copiii lângă noi, educându-i în cele ale Scripturilor? Sau aceștia vor fi furați de lucrurile păcătoase și mediocre ale societății care trăiește fără Dumnezeu, în păcat, legiferând cele mai abominale păcate, care odinioară erau o rușine? Dacă s-ar fi spus bunicilor, bunicilor noștri, că un bărbat se va căsători cu un bărbat, că vor înfia un copil și se vor numi familia Popescu și ar fi dat cu pălăria de pământ. Dar astăzi este o realitate. Se cunună robul lui Dumnezeu Ion cu robul lui Dumnezeu Marin. Înfiază pe robul lui Dumnezeu Petrică și fac familia Popescu. Astăzi este o realitate. O realitate tristă. Și firea ne spune că lucrul acesta este murdar. Dar această murdărie pare curată, pare cotidiană, pare frumoasă. Toate aceste crize provoacă biserica și o expun. Și sunt câteva lucruri majore care apasă ca o criză peste biserica lui Dumnezeu din anul 2004. Una dintre crize este faptul că oamenii îl acceptă pe Iisus Hristos ca Mântuitor, dar nu ca Domn. Îl acceptă pe Iisus Hristos ca Mântuitor, dar nu ca Domn. Când oamenii îl acceptă pe Iisus Hristos în calitate de Mântuitor, ei beneficiază de mântuirea lui Dumnezeu. Dar ei refuză să accepte calitatea lui Iisus Hristos ca Domn pentru ca să nu fie obligați să se subordoneze poruncilor Domnului Iisus. Când îl accepți pe Hristos ca Domn, n-ai nicio obligație, ai doar beneficii. Când îl accepți pe Iisus ca Domn, ai foarte multe obligații și beneficiile sunt la sfârșit. De aceea oamenii, educați de pragmatismul american care ne sufocă, suntem cu ochii pe rezultate acum. Intrăm pe drive-thru și vrem acum cheeseburgerul. Stau eu la masă o jumătate de oră să-mi prepari sandwich-ul. Acum îl vreau! E, această filozofie de acum s-a extins și în domeniul spiritual. Și nu avem noi de gând să-L așteptăm pe Hristos până când va veni să ne ducă în slavă. Noi vrem să fim fericiți acum! Așa că îl acceptăm pe El ca Mântuitor și avem beneficii. Ne iartă, ne vindecă, ne dă pace, ne liniștește soțul agresiv, ne liniștește soția care nu are gânduri serioase, ne liniștește copiii care sunt apucați de aventuri, creează pace, liniște, confort în familie, un așa Hristos. Cine n-ar avea nevoie? Nu mai mergem la medic? Nu mai mergem la psiholog? Nu mai mergem nicăieri, doar facem o rugăciune, apăsăm pe bumb și gata, Domnul ne ascultă! Cine refuză un astfel de Mântuitor? Cine vrea să fie bolnav când poate fi sănătos? Cine vrea să aibă păcate când poate să nu le aibă? Cine vrea să fie nefericit când poate fi fericit? Și miracolul este Mântuitorul. Că de-aia a murit pe cruce, să avem beneficii. Dar când El vrea să-și extindă autoritatea de Domn asupra noastră și să ne spună cum să trăim, zicem noi: lasă că ne pricepem și noi. Și într-adevăr ne pricepem. Dar ne pricepem la ce? Este o mare criză astăzi. Oamenii refuză domnia lui Hristos, timp în care acceptă mântuirea Lui. A doua mare criză
este faptul că Biblia este percepută ca o carte a lui Dumnezeu, dar ca o carte relativă. Oamenii nu mai văd în Biblie o constituție a cetățeniei cerești, care spune pe roșu nu se trece și pe verde se trece. Și spun oamenii, asta e relativ. Asta e relativ. Și nu mai văd în cartea lui Dumnezeu o normă, ci văd ceva relativ. Că-l faci așa sau că-l faci puțin diferit, n-are nicio importanță. N-are importanță în ce credem, spun unii. Important e să credem. Dacă oamenii ăștia ar fi citit Biblia, unde Iacov spune că și dracii se cred și chiar se sperie să înfioară, dar asta nu-i mântuiește, ar fi înțeles că nu e suficient să ai orice formă de credință, ci trebuie să ai o anumită credință. După cum nu e suficient să mănânci orice, ci trebuie să mănânci ceva anume. Astăzi Biblia nu mai e privită ca pe o normă, ci e privită așa foarte flexibil și relativ. Se poate și așa, se poate și așa, se poate oricum. Am făcut ca avortul să nu mai fie un păcat. Am făcut ca divorțul să nu mai fie un păcat. Am făcut ca pornografia să nu mai fie un păcat. Am făcut ca multe alte rele sociale, plăgi sociale care au devenit realități cotidiene, care ne fură copiii și ne ispitesc pe noi. Le-am acceptat puțin câte puțin pentru că au venit în timp, nu dintr-o dată. Și biserica astăzi ține în mână o carte pe care o interpretează atât de relativ și spunem noi, se poate și așa, se poate și așa, se poate și fără asta, se poate și fără asta. Se poate aproape oricum. Dumnezeu este așa de îngăduitor încât e slab și ne primește pe fiecare. În seara aceasta stau în fața dumneavoastră cu respect. Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți aici. Însă aș fi meschin să nu vă spun adevărul. Un medic care în urma analizelor constată că aveți o problemă medicală și nu vă spune și vă lasă să muriți, este un bandit, este un măcelar. Un adevărat medic trebuie să vă spună că aveți o problemă și trebuie să vă ofere și soluția pentru ca să ieșiți din problemă. Este cinstit în această seară să privim în Scripturi și fiecare dintre noi să acceptăm că Dumnezeu are dreptate, că El este Tatăl nostru și că El ne vrea în cer. El poate fi în cer și fără noi, dar vrea să fie cu noi. Dacă noi acceptăm, atunci vom fi cu El. Fericirea este percepută de oameni ca depinzând de bani. Pentru a avea banii de care depinde fericirea pe care o dorim, trebuie să muncim aproape tot timpul fizic pe care îl avem. Ori atunci când punem mâna pe banii ăștia pentru care am muncit o zi întreagă de noaptea până noaptea, sigur că lucrul acesta, adică banii, devin cel mai important lucru din viața noastră. Pentru că nu avem încotro, noi acceptăm să îi împăți cu cezarul. Banii pe care îi câștigăm cu greu, pentru că nu avem încotro, acceptăm să îi împărțim cu statul, cu guvernul. Cine ar vrea să plătească taxe? Dacă mâine ați auzit la TV, de astăzi înainte, cine vrea să plătească taxe, plătește, cine nu, nu. Aș vrea să-l cunosc și eu pe ăla care vrea. Dar guvernul nu spune așa. Spune, ori plătești taxe de bunăvoie, ori te oblig să le plătești. Ai două variante. Și atunci, pentru că nu avem încotro, plătim taxele. Banii la care ținem atât de mult, pe care îi câștigăm cu atâta greutate, îi împărțim cu cezarul, că nu avem încotro. Cezarul nu discută cu noi. Cezarul are reguli clare și pe lângă ele polițiști. Cezarul nu discută cu nimeni. El e foarte sobru și foarte categoric. Dumnezeu este diferit. Și pentru că El este diferit și atitudinea noastră este diferită. Spunea Hristos, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Cezarului nu putem să nu-i dăm ce este al lui, că dacă nu-i dăm, ne penalizează, ne amendează și ne obligă. Și îi dăm cu dobândă. Dar pentru că Dumnezeu este cea mai finuță persoană din univers și nu ne obligă și nu are poliție și nu are bodyguards și apelează doar la conștiința noastră pretinsă născută din nou de oameni creștini, nu necreștini. Dintr-o dată, noi ne trezim că avem și o altă alternativă. Să nu-i mai dăm. Că oricum noi avem nevoie de bani. Oricum nouă ne trebuie. Și faptul că rămâne la latitudinea noastră să dăm sau să nu dăm, e o mare ispită pentru noi să nu dăm. Dacă Dumnezeu ar proceda ca Cezarul, n-ar mai fi nicio problemă că n-am avea încotro. Și când n-ai încotro, faci cu plăcere. Dacă e ordin, cu plăcere. Dacă n-am încotro, cu plăcere. Dar când ai încotro, dintr-o dată te trezești cu o imensă ispită să nu faci. Dacă se poate și fără să dau, e mai ușor să nu dau. Este revoltător să aflăm că ce ne mai rămâne după ce dăm Cezarului, trebuie să împărțim și cu Dumnezeu. Și datorită unei educații precare în plan spiritual, noi nu mai ne vedem niște administratori ai banilor pe care îi avem și ne vedem niște stăpâni ai banilor pe care îi avem. De aici începe marea problemă. Ascultă-mă, frate, soră și scumpul meu prieten. Eu nu te rog în această seară să fii de acord cu mine. Eu nici nu câștig, nici nu pierd. Eu doar îți propun să fii de acord cu Dumnezeu. Ai libertatea să te oprești sau să mergi înainte. Faci ce vrei, însă trebuie să accepți că viața pe care o ai, nu ești stăpân pe ea, ești doar un administrator al ei. N-ai făcut nimic să o ai, n-ai cumpărat-o, te-ai trezit cu ea. Și crede-mă că într-o zi te vei trezi fără ea. Și cum nu ți s-a cerut părerea când te-ai trezit cu ea, nu ți se va cere părerea nici când te-ai trezit fără ea. Ești doar un administrator care administrezi zile, ore, secunde, numite viața. Și le administrezi după norme pe care au fost puse prin educație în dumneata și după propriile dorințe. Dar într-o zi va trebui să răspunzi de felul în care ți-ai administrat viața. Banii pe care îi avem, am putea să nu-i avem. Fiecare dintre noi cunoaștem oameni care mor de foame. Sau am auzit măcar de oameni care mor de foame. Credeți că noi merităm să nu murim de foame? Credeți că avem merite speciale pentru ca Dumnezeu să nu permită să ajungem într-o situație asemănătoare? Sunt copii care mor de foame, mor de sete. Și noi avem atâta hrană aici, încât pentru noi e o nebunie să te gândești cum ar fi să nu ai ce mânca. Ce înseamnă să dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Ce înseamnă să dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Aceasta a fost întrebarea pe care au pus-o oamenii din vremea aceea și Hristos le-a răspuns direct, ca un Dumnezeu care iubește pe oameni și care nu-i duce în confuzie și le spune adevărul în față spre binele lor. Hristos le-a spus: Cezarului dați ce este al lui, să nu-l furați. Iar lui Dumnezeu, să dați ce este al lui Dumnezeu, să nu-l furați. Să vă feriți de furt, pentru că furtul e păcat, iar consecința păcatului este iadul veșnic. Să vă opriți doar partea voastră și să țineți minte, nu sunteți stăpâni, ci doar administratori. Sunt oameni care sunt într-un cărucior cu rotile și nu pot produce niciun dolar pe lună. Alții nu au capacitatea să vadă, să audă. Alții sunt morți clinic și nu pot produce niciun cent pe an
Cine ne-a dat sănătatea pe care o avem? Cine ne-a dat capacitatea să facem business și să producem bani? Cine ne-a dat sănătate? Cine ne-a dat tot ceea ce avem și suntem? Cine ne-a dat succesul la care am ajuns astăzi? Că recunoaștem sau nu, răspunsul de departe este unul singur, Dumnezeu! Să fie lăudat numele Lui! Ce înseamnă să-i dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Ce este al lui Dumnezeu la mine? Mie mi se pare că nimic din ce al lui nu-i la mine. Mie mi se pare că ce al meu e al meu. Mașina aia mea, am și acte. Casa aia mea, nevasta aia mea și eu al ei, copiii sunt ai noștri, pantofii sunt ai mei, tot ce am e al meu, am dovezi. Și Dumnezeu vine și spune, dă-i lui Dumnezeu ce este al lui. Al lui la mine? Nu-i nimic. Adică ce e al lui Dumnezeu la mine? În ciuda faptului că această întrebare pare simplă, e foarte complicată. Ea teoretic este simplă, dar practic este complicată. Pentru că să răspunzi practic, dar foarte practic și concret, la întrebarea ce este al lui Dumnezeu la mine, este relativ greu. Haideți să facem o probă. Ce este al lui Dumnezeu la dumneata? Nu este așa că noi ne comportăm cu toate lucrurile pe care le avem ca și cum ar fi ale noastre? Nu ne revendicăm noi dreptul de stăpâni? Nu spunem noi, ăsta e al meu? Nu ne comportăm noi ca niște proprietari? Ba da, de departe ba da. Atunci, ce are Dumnezeu la noi? Cu ce ne-a împrumutat Dumnezeu pe noi? Teoretic, este diferit de practic. Ce este al lui Dumnezeu la noi? N-am să încep cu banii, pentru că nu banii sunt problema, inima este problema. Eu am bani pentru copiii mei și când nu am, dar pentru alți copii nu am bani nici când am. Încă o dată. Când eu iubesc copiii mei, eu de unde, de neunde fac rost de bani pentru nevoile lor, pentru că îi iubesc. Și nu spun, ăștia-s banii mei, fiule, și ăștia-s banii tăi. Ai portofel? N-am. Ai făcut ceva, câștig luna asta? Nu. E să fii sănătos, descurcă-te. Eu nu-i spun așa copilului meu. Ci ce câștig eu, împart cu el. Și dacă mai rămâne mie ceva, mai rămâne, dar lui trebuie să-i dau, că îl iubesc. Când vorbim cu Dumnezeu, lipsește afecțiunea asta. Și îl tratăm așa, oficial. Și îi spunem, Doamne, cum te descurci? Descurcă-te. La mine n-ai nimic. Ce e al lui Dumnezeu la noi? Vreau să vă întreb ceva. Dintre cele 24 de ore care le are o zi, câte secunde sunt ale lui Dumnezeu? Dar așa, foarte serios și zilnic, permanent. De câte ori nu spunem noi, eu aș vrea să mă rog, dar n-am timp. De ce n-avem timp? Pentru că nu avem. De fapt, nu avem pentru că nu ne facem. De câte ori atunci când e nevoie de bani, spunem noi, aș da, tu știi că eu sunt băiat bun, dar nu am. Tot la fel spunem și copiilor noștri când ne cer bani, dragul meu, mergi desculț că n-am bani. Dragul meu, astăzi nu mănânci că n-am bani. De câte ori ne-am trimis copilul la plimbare cu astfel de afirmații? Mă tem că niciodată. De ce? Pentru că ceva ce este așezat în locul ăsta nu ne permite să ne expediem copiii în maniera asta. Dragostea de ei ne determină să muncim dacă e nevoie și noaptea, dar să le asigurăm un strict necesar. Atunci când nu avem pentru Dumnezeu, nu banii sunt problema, nu timpul e problema, ci problema este lipsa afecțiunii, lipsa respectului, lipsa aprecierii, lipsa adorării și lipsa iubirii față de această persoană cu care nu avem nimic în comun și de care ne este indiferent. Ne aducem aminte de el când ne îmbolnăvim, ne aducem aminte de el când trecem granița și după aceea devenim stăpânii propriilor proprietăți și le administrăm cum vrem noi, că de-aia sunt ale noastre. Și vine Dumnezeu într-o seară de duminică și ne deranjează și ne spune, dă-i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar ce e al lui Dumnezeu la mine?
al lui Dumnezeu la mine este viața mea. Viața pe care eu o am este a Lui. Într-o zi, cu 40 de ani în urmă, Dumnezeu mi-a dat mie viață. Nu mi-a dat-o nici Ceaușescu, nu mi-a dat-o nici mama, Dumnezeu s-a folosit de mama și de tata, dar Dumnezeu mi-a dat viață. Dumnezeu mi-a dat viață. Și Dumnezeu a fost lângă mine în toate peripețiile copilăriei mele. Și după aceea, în toate încercările vieții mele de adult, am fost la un pas de moarte de nenumărate ori, ca și dumneavoastră. Accidente de circulație, accidente de muncă, tot felul de pericole, tot felul de nenorociri. Dar a fost cineva care a spus, vreau să mai trăiești. Doamne, ce motiv ai Tu să mai trăiesc eu? Că eu nu fac nimic pentru Tine. Tu ești un străin pentru mine și îmi ești indiferent. Viața pe care o am este a lui Dumnezeu. Și lucrul pe care trebuie să-l dăm lui Dumnezeu este propria viață. Așa că să pui viața mea, să pun viața mea în mâna lui Dumnezeu, înseamnă să-i dau lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Asta înseamnă să dau controlul vieții mele lui Dumnezeu. Controlul vieții mele. Aceasta este cea mai mare problemă a vieții mele. Să dau controlul vieții mele lui Dumnezeu. Orice putem să-i dăm lui Dumnezeu, putem să facem sacrificii, să-i dăm bani, putem să-i dăm un cântec, putem să-i dăm prezența noastră la o adunare într-o duminică seara, dar să dau controlul vieții mele lui Dumnezeu e prea mult. Ne e teamă că nu este în stare să administreze bine viața noastră. N-avem suficient de încredere în El și zicem noi, mai bine o administrăm noi decât El. Să-i dai lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu înseamnă să dai controlul vieții tale Domnului. De ce? Pentru că, în primul rând, noi am falimentat în relația cu El. Performanța de a rămâne în relație cu Dumnezeu n-am atins-o și am pierdut relația spirituală cu Dumnezeu. Dumnezeu este separat de noi și de societatea în care trăim. Pentru faptul că El este un Dumnezeu sfânt, iar noi suntem niște oameni păcătoși, Dumnezeu s-a separat de păcatul din noi, deci de noi. Și pentru că Dumnezeu a plecat din viața noastră și a rămas un gol, l-am umplut cu o religie. Și religia unuia se numește într-un fel, religia altuia se numește în alt fel, dar lăsați-mă să vă întreb ce înseamnă religia aceea pe care am adus-o în locul lui Dumnezeu. Un set de reguli, dacă mai sunt și alea. Ce înseamnă religia aceea? Ce înseamnă? Religia aceea nu observați că nu oprește homosexualitatea? Nu observați că nu oprește avortul și divorțurile? Nu observați că nu oprește crima, violul, jafurile? Nu observați că trăim stresați și speriați, protejați fals de sisteme de alarmă care nu ne pot asigura liniștea în propriile case? Suntem vulnerabili. Ne cumpărăm mașini cu airbag, ne cumpărăm case, ne punem alarme, ne angajăm bodyguards, e insuficient. Trăim într-o lume unde diavolul controlează, zdrobește, disperă. Suntem în absența lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a retras prezența pentru că nu se putea asocia cu păcatul, cu blestemul și s-a retras în sfințenia Lui, iar planeta Pământ a rămas expusă. Este sub incidența blestemului, este sub incidența lucrării demonice, iar oamenii săraci se zvârcolesc pentru moralitate, să-și păstreze cinstea și demnitatea și n-au succes. Tot felul de păcate, care de care mai mizerabile, ne frământă existența, ne dezbină familiile, ne rup relațiile. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a retras. Și l-am înlocuit pe Dumnezeu cu o religie, cu o formă, cu o filozofie. Și spunem, eu am religia mea. Dar cine-i șeful? Sigur că eu. Cine e în control? Sigur că eu. Cine-i stăpânul? Sigur că eu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, îți pierzi dreptul de stăpân. Îți mai rămâne unul singur, dreptul de administrator, dreptul de slugă, dreptul de servitor. Acesta îți mai rămâne. Să-L servești, să-L iubești. Când eu m-am căsătorit,
Când dumneavoastră v-ați căsătorit, nu am făcut altceva decât să ne asociem cu o persoană pentru care am început să muncim, am început să îi suportăm diferențele, să nu le numesc altfel, și am început să ne implicăm pentru ca să o facem fericită sau fericit. Am început, cu alte cuvinte, să o servim sau să-l servim. Ce obligație are femeia aceasta să-mi spele mie de 21 de ani hainele pe care eu le murdăresc? Ce obligație are femeia asta să gătească de 21 de ani o mâncare pe care eu o mănânc? Ce obligație are să stea la dispoziția mea ziua și noaptea? Ce a însemnat pentru ea unirea cu mine? Slujire, osteneală, sacrificii, vorbe care a trebuit să le oprească, timp în care simțea să le spună. Când ne întâlnim cu Dumnezeu, devenim servitorii Lui, dar nu din obligație. Eu nu-mi servesc soția din obligație, ci din iubire. Noi ne servim copiii, părinții, soțiile și soții din dragoste, trăim pentru asta. Ne simțim satisfăcuți când putem face ceva pentru partenerul de viață. Simțim o bucurie imposibil de pus în cuvinte atunci când putem să facem fericit pe cineva din casa noastră. De ce? Iubirea se manifestă prin a face bine, prin a servi, prin a te pune la dispoziția Lui. Când te întâlnești cu Dumnezeu, iei controlul vieții și îl dai Lui. Iei viața și devii servitorul Lui. Ce să-i dai lui Dumnezeu? Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cine nu-i dă viața lui Dumnezeu, nu o să-i dea niciodată banii și timp. Pavel s-a dus în Macedonia și macedonienii, deși săraci, au avut grijă de el. S-a dus în Corint, iar corintenii, deși bogați, n-au avut grijă de nevoile lui. Și el le scrie și le spune: timp în care vă slujeam vouă, frații din Macedonia s-au îngrijit de nevoile mele, măcar că eu vă slujeam pe voi. S-au îngrijit de nevoile mele și au dat mai mult decât mi-am închipuit eu că pot da. De ce? Pentru că s-au dat mai întâi pe ei înșiși. Cine nu se dă pe sine lui Dumnezeu, nu o să aibă niciodată timp și bani pentru Dumnezeu. Eu n-am bani pentru femeile din biserica aceasta, dar pentru soția mea am. Eu n-am bani pentru copiii din biserica aceasta, dar pentru copiii mei am. De ce? Pentru că ei sunt ai mei și eu al lor. Fiecare avem bani pentru hobby-urile noastre, dar pentru ale altuia nu. Mie nu-mi place pescuitul. Nu-mi cumpăr undiță, nu-mi cumpăr barcă și nu-mi cumpăr nimic legat de pescuit. Mi se pare că e o risipă de bani. Dar pentru ce îmi place mie, aș da tot ce am, ba mai mă împrumut. Că hobby-ul când îl ai, te face să ai și bani. Când te dai lui Dumnezeu, dintr-o dată tot ce ai și ești, e al Lui. Când eu m-am căsătorit, nu i-am spus soției, fii atent, noi ne căsătorim, dar apartamentul ăla să nu te prind în el căzuri picioarele. Ăla e al meu, tu nu intri acolo și tu nu te atingi de chestia aia ca aia mea, tu să nu crezi acum că dacă ne-am căsătorit noi doi, tu faci ce vrei până casa asta. Ce soț ar fi ăla? Ce familie ar fi asta? Când doi oameni se căsătoresc, un bărbat și o femeie, prin instituția căsătoriei, prin legământul căsătoriei, ce are unul devine al amândurora și ce are celălalt de asemenea. Nu mai al meu și al tău, e al nostru. Când eu îmi dau inima lui Dumnezeu, nu mai sunt banii mei și banii lui. Nu mai e timpul meu și timpul lui. El e stăpânul și eu sunt administratorul. Și el mă sună și nu spune: Luigi, te rog frumos. Așa îi spun eu lui. Dar el îmi spune altfel. Du-te și fă. Într-o împrejurare pe o căldură mare, Dumnezeu trimite un înger la un bărbat. Era Filip numele lui. Și îi spune: Filip, da, da să trăiți. Te duci pe drumul ăsta în fugă mare și întâlnești un om și-l evanghelizezi. Da să trăiți. Și Filip, pe o căldură mare, pe jos, fuga după o căruță trasă de un cal sau de cine știe ce animal al vremii. Nu i-a spus îngerul: te implor, Filip, dacă ai putea, știu că ești ocupat, dar tu ești un băiat bun, hai te rog frumos, fă asta, că Dumnezeu o să aibă grijă de tine. Această emancipare religioasă a făcut biserica să intre în criză. Dacă eu aș ști că sunt servitorul lui Dumnezeu, n-aș avea nevoie de argumentele acestea. Mi-ar fi suficientă vocea Domnului. Când îmi spune: te ridici și te duci.
iubirea mea, respectul meu, aprecierea mea și adorarea mea pentru Dumnezeu va înțelege că în calitate de servitor, de administrator, trebuie să fac ce îmi spune stăpân. Câți dintre noi la compania la care lucrăm negociem cu patronul? Spunându-i, bă, da, tu ești cam exigent. Am te supărat, lasă-mă, frate, să mai mă odihnesc. Câți dintre noi spunem așa? Suntem în stare să murim acolo. Cu mai mulți ani în urmă am mers odată în Austria și am lucrat și la 12 mi s-a făcut rău. Munceam până la 4 într-un loc și după masă, seara târziu, munceam în alt loc. Și la ora 12, înainte de pauza de masă, înainte de lunch, am leșinat. Munceam la ceva ce trebuia să lucrez cu mare, cu mare, cu mare rapiditate. Trebuia să pun ceva în niște cutii, dar repede, pentru că veneau pe bandă. Banda era reglată de patron așa, după gustul lui. Și veneau astea și trebuia să le pun repede în cutii, că altfel cădeau. Și așa umblam toată ziua, toată ziua, până am căzut jos și mi-a venit rău. Patronului nu i-a păsat de mine, lui i-a păsat de business-ul lui. Când viața mea este viața lui Dumnezeu, nu mai e nimic al meu. Eu sunt al lui cu tot ce am și cu tot ce sunt. Și când văd că stăpânul meu și lucrarea lui și interesele lui au o nevoie, atunci iubirea mă determină să iau din ce sunt, să iau din ce am, să iau din ce știu și pentru lucrarea lui și pentru împlinirea intereselor lucrării lui să dau. Noi am falimentat în relația cu Dumnezeu. Noi suntem într-o natură imperfectă, timp în care Dumnezeu este într-o natură perfectă. De aceea, cu natura lui perfectă, El e sfânt, cu natura noastră imperfectă, noi suntem păcătoși. Avem nevoie să-i dăm viața noastră lui Dumnezeu pentru ca El să ne schimbe. Nimeni nu poate regenera interiorul unei ființe, deciziile lui, sentimentele lui, decât Dumnezeu. Hristos a venit pe pământ și a vorbit lui Nicodim despre nașterea din nou. Și a spus, Nicodime, tu ești un profesor la școală, tu ești un învățător al legii, tu predai legea, dar ascultă-mă. Dacă tu nu te naști din nou, tu nu vezi și tu nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Să te naști din nou înseamnă să ți se schimbe interiorul în urma unui miracol. Nu este o lucrare umană. Nu e ceva ce face păstorul sau ceva ce face comitetul sau ceva ce fac penticostalii sau baptiștii sau ortodoxii. Această lucrare de înnoire interioară a ființei umane, de regenerare, numită naștere din nou, este o lucrare miraculoasă făcută de Duhul Sfânt și de Evanghelia lui Iisus Hristos. Asta înseamnă că se schimbă cele două entități dintre cele trei. Omul este compus din Duh, Suflet și Trup. Duh însemnând conștiință și intuiție, Suflet însemnând sentimente, rațiune și voință, iar Trup însemnând existența aceasta biologică, materială, vizibilă. Nașterea din nou nu are legătură cu schimbări în trup. Blond ești, blond rămâi. Mărunt ești, mărunt rămâi. Cu ochii albaștri ești, cu ochii albaștri rămâi. Și dacă te pocăiești, după ce te-ai pocăit. Dar dacă te-ai pocăit și te-ai născut din nou, conștiința, sentimentele, rațiunea și voința vor căpăta o altă orientare și o altă valoare. Alte priorități vei avea. Vor rămâne sentimentele, dar nu va mai fi îndreptate spre păcat, ci spre lucruri nobile și sfinte. Va rămâne conștiința, dar nu va mai găzdui păcatul, ci neprihănirea. Și omul acesta, te întâlnești cu el și vezi că dintr-o dată el trăiește altfel și spui, dar eu te cunoșteam altfel, ce s-a întâmplat cu tine? Și el spune, eu m-am născut a doua oară, eu m-am născut din nou, s-a întâmplat o regenerare în interiorul meu, dar cine face regenerări? Duhul Sfânt. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face regenerări. Când Hristos a spus, dați cezarului ce este al cezarului, s-a referit la viața mea pe care să o iau și să o pun în mâna lui. Eu sunt inferior lui Dumnezeu, din toate punctele de vedere. Dar El mă vrea ca să mă regenereze. Și după ce m-a regenerat, după ce m-a schimbat, după ce m-a făcut cum ar fi trebuit să fiu și nu sunt, mă folosește ca pe un instrument al Harului Său. El mă poate schimba pe mine. De aceea tot ce fac trebuie să reflecte interesele Lui. Tot ce sunt
trebuie să devină un instrument în mâna Lui. Și tot ce am trebuie să cheltuiesc pentru împlinirea intereselor Lui Dumnezeu. Atunci când punem problema în maniera aceasta și când vorbim de partea Domnului, nu trecem repede la bani. Oameni nenăscuți din nou, mândri, lacomi, avari, ci trebuie să vorbim mai întâi de pocăință, adică de regret față de o viață pierdută și de întoarcere la Dumnezeu, nu la religie. Nu ne plimbăm de la o religie la alta, ca de la aeroportul din sud la cel din nord, nu, ci ne plimbăm de nicăieri la Dumnezeu, la sursă, la origine. În încheierea acestei lecții introductive despre partea Domnului, partea Domnului care se referă la partea lui Dumnezeu financiară din banii mei, în încheierea acestei lecții introductive, vă aduc încă o dată aminte că sunt dificultăți în înțelegerea acestui subiect. Este un subiect dificil și neabordat, pentru că este dificil să-l abordezi. Atunci când vorbești oamenilor despre banii lor, dintr-o dată oamenii se simt inconfortabil. Când vorbești oamenilor despre timpul lor, vorbești despre ceva foarte privat, foarte private. De aceea, în general, nu se vorbește despre asta. Și pentru că nu se vorbește, nu se face educație spirituală. Și pentru că nu există educație spirituală, este confuzie. Și unde există confuzie, nu există reguli. Dacă vrei să mergi pe roșu, bine, dacă vrei să mergi pe verde, bine, dacă vrei să te oprești pe... Poți să faci ce vrei, cum vrei, așa e bine. Aduceți-vă aminte că toți oamenii, când s-au întâlnit cu Dumnezeu și când și-au deschis inima față de El, dându-i viața Domnului, dintr-o dată, reguli concrete au început să funcționeze în viața lor. Șmecherul de Zacheu, care strânsese averi, furând și înșelând, profitând de poziția lui de strângător, de colector, de impozite, de taxe. Când a luat viața lui și a pus-o în mâna Domnului, dintr-o dată s-au întâmplat lucruri clare în viața lui. A dispărut confuzia și au apărut regulile. Lumina a îndepărtat întunericul. Educația de o viață a omului este că tot ce este al meu este al meu și nu trebuie să împart cu nimeni. Subiectul acesta despre partea Domnului, numit în anumite locuri ale Bibliei zeciuială, numit în alte părți ale Bibliei partea Domnului, este un subiect relativ dificil și greu de abordat. Însă Pavel spunea, nu m-am ferit să vă spun tot adevărul. Și mai târziu când a plecat, el le scria și le spunea, voi știți că v-am spus tot adevărul. Frați și surori, dacă facem un studiu sincer și atent, vom constata că subiectul despre care Iisus, Domnul, vorbește printre cel mai mult în Noul Testament este despre bani. Noi astăzi vorbim mult despre alte lucruri. Hristos a vorbit atunci foarte mult despre bani. De ce? Pentru că banii pot deveni un idol și sunt o proprietate importantă pentru fiecare individ. Și omul nu este dispus să împartă banii lui cu nimeni, decât printr-o iubire fizică cu cei din casa lui. Dar în lipsa iubirii spirituale față de Dumnezeu, nu este dispus să facă nimic pentru Domnul. Și aceasta trădează lipsa noastră de ascultare, de credincioșie și de iubire. De asemenea, partea Domnului, eu nu o numesc zeciuială. Partea Domnului este o lucrare care trebuie făcută prin credință. Dacă cineva o face, nu are motive să o facă altfel decât prin credință. Pentru că cine nu o face din iubire, crezând că Dumnezeu a poruncit așa și știind că Dumnezeu îl va răsplăti, atunci ce nebunie să aibă să-și piardă el banii pe care a muncit atât de greu? Este o lucrare care se face prin credință. Trebuie o minte duhovnicească. De aceea viața trebuie dată lui Hristos și mai apoi ce îi dai, timpul, banii, talentele, oportunitățile, resursele cu care îl slujești pe Dumnezeu, sunt manifestări normale. Dar atâta timp cât mintea este firească, cât omul este nenăscut din nou,
cât este un om firesc, lacom, centrat pe viața materială, crezând că aici e iadul, aici e raiul, omul ăla nu-i dispus să piardă un cent. Spunea Pavel, fiecare dintre voi să dea, după putere și cu bucurie. Fiecare dintre voi, cu o minte duhovnicească, dai, pentru că dai prea iubitului sufletului tău. Nu-i dai unui străin, nu-i dai unei religii, nu-i dai unei cauze pierdute, ci dai Domnului care s-a dat mai întâi pe sine pentru mine. El n-a dat o sumă de bani pentru mine, el și-a dat viața. Timp în care toți mă disprețuiau, mă manipulau, mă furau, Hristos a murit pentru mine pe Golgota. Lucrul acesta schimbă viața mea și viața dumitale. Partea Domnului nu poate fi dată decât cu o minte duhovnicească. Este penibil să impui unor oameni care n-au o minte duhovnicească și să le vorbești despre partea Domnului. E absurd! Mai mult de atât, a da partea Domnului nu înseamnă să pierzi, ci înseamnă să câștigi. Pentru că atunci când dai banii lui Dumnezeu, nu-i pierzi, ci îi câștigi. Unul dintre bătrânii care au contribuit la educația mea spirituală pentru a mă învăța, mă întreba, Luigi, dacă eu am 10 lei și îi dau unul lui Dumnezeu, cu cât mai rămân? Și eu cu matematică simplă, la îndemâna fiecăruia, am spus, mai rămân cu 9. E normal să-i răspunzi așa. Și el mi-a spus, nu mai rămâi cu nimic, că-i cheltui. Singurii bani cu care rămâi sunt cei pe care îi dai lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi păstrează. Și când ajungi la el în slavă, ți-i dă înapoi. Dar cei pe care îi oprești, cheltui. Unul dai pe înghețată, unul pe... Te miri pe ce? A discuta despre bani este o problemă sensibilă. Însă, aș vrea împreună cu dumneavoastră, în calitate de oameni ai lui Dumnezeu, de Biserica Domnului Iisus, de oameni care într-o zi am fost schimbați de cartea aceasta și de Duhul Domnului, de Iisus Hristos care a murit pe cruce și am devenit astăzi un popor pus la dispoziția lui Dumnezeu, oameni născuți din nou, care avem speranța că se va întoarce Hristos, care a venit acum 2000 de ani în ieslea Betleemului, se va întoarce ca leul din Iuda, cu autoritate și putere și la glasul trâmbiței, va sfida forța gravitației și ne vom ridica pe norii cerului, ne vor rămâne proprietățile aici. Ce n-am cheltuit pentru el sau pentru noi vor rămâne aici și ne vom înălța în slavă și ne vom duce la Domnul și vom fi veșnici cu el. Noi și casele noastre vom moșteni veșnic împărăția pe care Hristos a mers să ne-o pregătească. De aceea în ciclul acesta de lecții ne vom aduce aminte sau vom învăța despre care este partea Domnului. Lecția introductivă a acestei serii a avut scopul să ne spună că atunci când vorbim despre partea Domnului în bani, vorbim cu oameni duhovnicești care sunt dispuși prin credință să facă acest lucru după ce mai întâi s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Când eu sunt al lui Dumnezeu, tot ce sunt și tot ce am este al lui. Când eu nu sunt al lui Dumnezeu, atunci tot ce sunt și tot ce am este al meu. Aș vrea acum să ne oprim pentru câteva clipe și să medităm. Și o să invit corul să cânte o cântare. Apoi ne vom opri și vom încheia serviciul divin din această seară prin rugăciune. O rugăciune în care eu, în dreptul meu și dumneata în dreptul dumitale, vei sta înaintea lui Dumnezeu. Nu ești decât un om, un om între oameni, un muritor între muritori. Și îi vei spune Domnului, Doamne, și îi vei spune ce simți și ce gândești. Poți să-i spui orice, dar să ții minte că cu ce spui în seara aceasta te vei mai întâlni odată, în ziua veșniciei, care nu-i departe. Cu ce faci, cu ce spui și cu ce te hotărăști, te vei mai întâlni odată. Haideți să medităm în timpul cântării de cor și să ne pregătim sufletul pentru rugăciune. Nu o rugăciune unii cu alții sau cu nimeni, ci o rugăciune cu Tatăl nostru care este în ceruri.